Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. O să fie un vlog scurt. Nu vi le-am mai prezentat de mult, am venit acasă. Vă arăt rațele. Ia uitați puii. Dihorul și cu Uliu și-au făcut iarăși apariția. Au mâncat din ei destul de mulți. Matca de pitici s-a deformat complet. Ia uitați ce le dau. Nu știu, acum trebuie să creez altă matcă, habar nu am. Ia uitați, am acest pui puțin bolnav, nu știu ce să-i fac. Ia uitați aici la ochi, are umflat ochiul și nu știu ce să-i fac. Sincer, nu știu ce să-i fac, nu știu ce s-a lovit, nu știu cine l-a lovit. Habar nu am. Dar să sperăm că se va desumfla și își va reveni. Din nou rațele. O să tai azi două din ele. Să mergem să vedem dacă au ouat. Nu au ouat niciuna. Să mergem puțin și... Ia uitați, acel cocoș calcă, deja este din ianuarie, o puicuță din ianuarie a început să ouă, nu o văd că vi-aș arăta-o. Ia uitați și cei doi pitici. S-a început construcția aici pentru adăpostul de iarnă, ieri s-a turnat beton. Ia uitați, este încă nefinisat, mai durează. Bibilicile iar au început să ouă. Ia uitați și cele două ieduțe. Și de aici nu este nimic, caprile sunt pe deal. Ia uitați unde vrea să ouă. Aceasta se ouă de anul ăsta. Uitați acolo și a făcut cuibar. Să o dăm înapoi ca să te duc acolo.